Vicecampioana în titlă la handbal masculin, Știința Municipal de Deman Bacău se pregătește de dubla decisivă cu Potaița Turda. Primul meci se va disputa în Bacău miercuri de la ora 17. HM Constanța s-a detașat în clasamentul Final Three cu 6 puncte în urma victoriilor cu 27-18 în fața băcăoanilor și cu 33-31 pe terenul clujenilor de la Potaița Turda. Pentru echipa antrenată de Eliodor Voica și Sorin Bârză, jocurile din etapa a doua și a treia cu Potaița Turda sunt decisive. Echipa de pe litoral HM Constanța, echipă care a câștigat ultimele 7 ediții ale Ligii Naționale la handbal masculin, a acumulat 6 puncte după primele 2 meciuri și este favorită la câștigarea titlului, dar calculele dobrogenilor nu mai pot fi încurcate. Bacăul poate obține 2 victorii cu Potaița Turda, după care sunt obligatorii alte 3 puncte pe teren propriu cu HCM Constanța. Este nevoie de o victorie la cel puțin 9 goluri sau mai există posibilitatea ca Potaița Turda să facă o surpriză la HCM Constanța. În weekendul 17-18 mai, HCM Constanța va evolua la Berlin în Final Four cupei EHF, în timp ce în Liga Națională va avea loc Știința Municipal de Deman Bacău Potaița Turda. Primul meci se va derula în Bacău pe 14 mai, ora 17, în timp ce returul de la Turda va avea loc duminică, 18 mai. La meciul de pe teren propriu cu Potaița Turda, băcăoanii vor să demonstreze și cum trebuie să te comporți ca și gazde după ce la Constanța băcăoanii au avut parte de un tratament special. Ne-au scuipat, au aruncat în noi cu orice, a fost orice, numai handbal nu. Este inadmisibil ceea ce s-a întâmplat la Constanța. Vom înainta un memoriu către federație și nu numai, a declarat managerul Științei Municipal de Deman Bacău, Ioan Ciobanu.